Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! După loviturile grele asupra aerodromului rusesc, a depozitelor de muniții și combustibil rusești de ieri, astăzi discutăm despre cum încearcă Putin să șantajeze sprijinul occidental pentru Ucraina și despre pierderile record ale Rusiei prin scufundarea submarinului rusesc Rostov pe Don. Fiind gata să predea armele hutiților, Putin vrea să deturneze sprijinul Ucrainei din Occident. Experții Institutului pentru Studiul Războiului subliniază că disponibilitatea Rusiei de a transfera arme către huti yemeniți demonstrează dorința președintelui rus Vladimir Putin de a forța Occidentul să renunțe la sprijinul pentru Ucraina și demonstrează, de asemenea, dependența Federației Ruse de Iran. Această dependență este pentru arme și componente de înaltă precizie. Kremlinul ar fi plănuit să predea rachete și alte echipamente militare hutinilor din Yemen, dar nu a făcut-o după presiuni diplomatice. Planul raportat al Rusiei subliniază parteneriatul său militar în creștere cu Iranul și sugerează că Rusia ar putea căuta să folosească proxy iranieni pentru a se confrunta indirect cu Occidentul și pentru a influența luarea deciziilor occidentale. Potrivit CNN, citând oficiali americani și alte surse familiare cu problema, Rusia se pregătea să livreze rachete și alte echipamente militare hutinilor la sfârșitul lunii iulie 2024, dar a abandonat planul după eforturile diplomatice ale SUA și Arabiei Saudite. Oficialii americani au spus că nu sunt siguri dacă protestele Arabiei Saudite au fost factorul determinant în oprirea transferului planificat. Potrivit oficialilor americani, Rusia ia în considerare armarea și consilierea hutinilor ca răspuns la ridicarea unor restricții americane privind utilizarea de către Ucraina a armelor furnizate de către SUA pentru a lovi teritoriul rusesc. Potrivit analiștilor, planurile Rusiei de a sprijini Houthi pentru a se confrunta indirect cu Occidentul și a amenința cu o escaladare ulterioară sunt în concordanță cu mai multe operațiuni hibride și de informare rusești care vizează incitarea Occidentului pentru a se distanța de sprijinirea Ucrainei din cauza temerilor unei confruntări directe cu Rusia. Ziua 893 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 4 august 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 582.910 militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1150 de militari, 5 tancuri, 17 vehicule blindate de luptă și încă 59 de sisteme de artilerie. Rusia a mai pierdut 3 sisteme de apărare antiaeriană, între care un S-400 Triumph, cu tot cu cele 4 lansatoare și un submarin. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Forțele de apărare au scufundat un submarin al flotei Mării Negre a Federației Ruse la Sevastopol. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, pentru a doua oară în timpul Marelui Război, forțele de apărare au lovit submarinul flotei Mării Negre a Federației Ruse Rostov pe Don în portul Sevastopol, unde s-a scufundat. Forțele de apărare ale Ucrainei au lovit un submarin rusesc și un sistem de rachete antiaeriene S-400 în Crimea ocupată temporar. Astfel, conform informațiilor confirmate ieri, unități ale forțelor antirachetă în cooperare cu unități ale forțelor navale ale forțelor armate ale Ucrainei au avariat semnificativ încă 4 lansatoare ale sistemului de apărare aeriană Triumph. De asemenea, în portul Sevastopol a fost atacat cu succes submarinul flotei Mării Negre a Federației Ruse Rostov pe Don. În urma impactului, submarinul s-a scufundat pe loc.
Submarinul B-237 Rostov pe Don, conform clasificării NATO din clasa Kilo, este unul dintre cele patru submarine din clasa Kilo capabile să folosească rachete calibr, iar Rostov pe Don a fost pus în funcțiune pe 26 decembrie 2014, deci este unul relativ nou. Costul submarinului este estimat la 300 de milioane de dolari. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta!